Obiceiul nunții de acum 150 de ani a reînviat sâmbătă în Muzeul în Aer Liber Astra. Un grup de actori ai companiei de teatru Bicam a prezentat un spectacol mai puțin obișnuit. Aceștia au abordat o temă populară și anume nunta la români. Spectacolul a avut un decor natural, cel mai mare muzeu în aer liber din Europa. Azi m-am mărit, Gheorghiță! Tu auzi? M-am mărit! Așa au vrut ai mei! Spectacolul a fost gândit să promoveze tradițiile românești preluate de la bătrânii satelor din Transilvania și Oltenia. În timpul spectacolului, publicul ia parte ca și invitați și însoțește alaiul de la mire până la mireasă, dar și la slujba de cununie. Eu, dumneavoastră, vom fi nuntașii. Să-și găsească o consoartă spre ajutorare și petrecere, spre alinarea și mângâierea durerilor. Timp de o oră și jumătate, spectatorii au trăit parcă într-o altă lume, într-un peisaj unic al satului românesc. Foarte frumos. Ceva interesant. Am zis de mult. Prima oră, dar e extraordinar. Extraordinar. Super interesant. O chestie inedită. Ar trebui mult mai mult promovate. Prin acest spectacol, actorii au dorit să tragă un semnal de alarmă asupra pierderii obiceiurilor moștenite din bătrâni. Îndemnul este să vină să vadă aceste spectacole, îndemnul este să mai facem astfel de spectacole despre botez, despre mormântare, despre nuntă care acum se derulează și despre toată tradiția românească care trebuie amintită prin aceste manifestări care sunt făcute de profesioniști. Dorim să promovăm folclorul așa cum îl vedem și îl simțim noi. Tot felul de televiziuni, tot felul de oameni se afișează și spun că e folclor, când de fapt îi promovează altceva comercial. Noi încercăm să scoatem din sufletele noastre durerea și tristețea poporului. Acela spectacol va fi prezentat și în comunitățile de români din Spania și Italia.